Bună ziua, doamna primar, bine v-am găsit la mulți ani pe anul ăsta, că este prima dată când ne vedem. Sper să ca anul acesta să fie mult mai bun sau, eu știu, să fie mai prolific decât ce a fost înainte, pentru că iată că se apropie, mai sunt câteva luni și se apropie alegerile locale și toată lumea cred că vrea să dea bine în cadru, având în vedere treaba asta. De curând ați inițiat o campanie foarte interesantă, un proiect de lege de a invita locuitorii, și asta ne spuneți dumneavoastră de ce ați făcut treaba asta, ca să ia parte la discuțiile și la hotărârile pe care dumneavoastră, și nu numai ei, le vor și vor să le implementeze. Și da, vă rog, povestiți dumneavoastră despre asta, că nu... Bună ziua și la mulți ani! La mulți ani! Da, este vorba despre participarea guvernativă. Am invitat cetățenii din localitate ca la o democrație directă. Știți despre asta, că toată lumea vorbim de democrație și de transparență. Păi transparența în asta constă. Ca să participăm cu toții la proiectele localității. Fiecare poate să depună pe străzi sau un nume propriu, în numele mai multor cetățeni, diverse proiecte pe care noi... Inițiative, să zicem, da, legislative. Inițiative pe care eu le voi dezvolta în proiectul de buget. Și le voi prinde dacă, bineînțeles, banii ne permit, pentru că știm foarte bine că banii oricum Ștefăneștiu are, mereu a rămas cu excedent. Dar de ce? Pentru că vă dau un exemplu. Anul trecut, în luna iunie, a fost votat bugetul. În luna iunie. Da, 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 știm. Deci cum să votez bugetul în luna iunie și ce să lucrezi până în decembrie? Ce proiecte poți tu să realizezi până în luna decembrie? Când știm foarte bine că studiile de fezabilitate, daliurile, toate aceste proiecte care ne țin pur și simplu din realizarea obiectivului, să spunem așa, cât mai urgent, nu avem cum să le realizăm dacă nu merg foarte repede. Procedurile sunt destul de greoaie. Nu ai ce să faci în 6 luni de zile. Să sperăm că anul acesta proiectul de buget va fi aprobat mai devreme, nu ca anul trecut. Sperăm ca și Consiliul Local să se trezească puțin pe ultima 100 de metri, măcar anul acesta să voteze ce trebuie. Da. Din păcate, ați avut probleme cu consilierii locali, s-au opus și aveți în continuare. Da. Se opun cu vehemență, indiferent ce proiecte ați avea, dumneavoastră. Indiferent că este de infrastructură, că e de dezvoltare, că e cultural. Vă dau un exemplu. Da? Da. Am înființat centrul cultural are aproape 2 ani de zile, da? Și am considerat că trebuie să-i dăm și noi o denumire. Suntem, după cum știți bine, unde suntem? La Ștefănești, județul Argeș? Da, da. Brătianu, Brătiene, spune Ștefănești, Argeș, da. Spunem Brătianu. Bun. Am avut un proiect de hotărâre în care aș fi vrut. Clar, este voința cetățenilor până la urmă ca centrul cultural să se numească Centrul Cultural Eliza Brătian. Da, da. În Consiliul Local avem 5 consilieri PNL. Da. Nu au votat niciunul. Niciunul nu a fost de acord ca Centrul Cultural Ștefănești să se numească Centrul Cultural Eliza Brătian. Și cum? L-ați lăsat deci așa? Este incredibil așa ceva. Da. Ca să nu vă spun și alte evenimente culturale legate de brătieni pe care dumnealor nu le-au votat. Păi probabil nu sunt decât cu numele liberali. În rest nu au nicio apartenență. Păi noi să ne facem cunoscuți. Cum să ne facem cunoscuți? Ăsta e primul lucru. Au fost brătieni aici. Prin asta trebuie să fim cei mai cunoscuți în România. Părinții liberalismului de România. Sigur că da. Nu, este incredibil să nu votezi asemenea proiecte. Mai discutam într-un interviu anterior cu dumneavoastră că foarte mulți oameni politici, oameni, persoane publice foarte importante din județul Argeș, care ocupă diverse funcții înalte, locuiesc pe Laza, orașului Ștefănești, și nu participă sub nicio formă cu nimic. Dumneavoastră v-ați dus la fiecare dintre ei, că asta vreau, că de multe ori întreb pe primarii, că mulți se vaită, aoleu, aoleu, uite, mi se întâmplă asta. Zic, da, cu parlamentarul, cu tare, sau eu știu, de 1-2 ați discutat. Păi n-am discutat, dar dumneavoastră ați discutat, că dar sunt aici. Parlamentarul a venit, frate, să ne întrebe de ceva, mai este și locuitor al Ștefăneștului. Măi, ce proiect a
trebuie să inițieze un Parlamentul României care să ajutăm localitatea. Ce doriți? Ce ați dori să dezvolt eu acolo? Ce amendament să fac astfel încât să cerem ceva, nu știu, să, un ban pentru o stradă, pentru infrastructură, pentru gaze, că pentru... uite, tot vorbeați de gaze. Nu a venit să întrebe niciunul. Eu am mai cerut bani și la Consiliul Județean, însă nu am fost băgat, luat în considerare. Da, iar apropo de fonduri europene, este puțin mai dificil să le accesați pentru că aveți probleme, iar revenim la problemele cu Consiliul Local. Am pentru iluminatul public, am vrut să schimbăm iluminatul, da, să punem un iluminat performant, da, care să eficientizeze foarte bine și nu numai să eficientizeze, să ne scadă factura, da, la jumătate, să economisim bani, care sunt bani publici pe care îi direcționăm în alte investiții. Era un proiect de 5 milioane de euro. Uh-huh. Da, pe care îl puteam implementa. Deci, cât ați fi economisit, să zicem așa? Cât să duce factura la jumătate. La jumătate, da. Și dumnealor preferă să plătească, da, dacă ar plăti din buzunar. Nu interesează nimic, înțelegeți, eu așa ceva. Este incredibil, să nu te intereseze nimic. Deci ești dator localității când deci ai fost să votat. Fii plătit din bani publici, da? Să votezi împotriva dezvoltării localității. Și rușine să votez împotriva unor care m-au votat să fac ceva pentru ei. Deci nu ei e de neconceput. Am admirat o chestie foarte interesantă la dumneavoastră în Argeș. Atunci când există o ședință a Consiliului Prefectural, se desfășoară și acea a Consiliului Județean. Și participă toți primarii. Și acolo, după ce se termină, fiecare își pune nepăsul și mai urechează pe unul pe altul. Primarii, vreau să spun, și mi s-a părut un lucru extraordinar. Același lucru ar trebui să se întâmple și la nivel local. Ați încercat vreodată să faceți o ședință a Consiliului Local, să chemați oamenii din localitate în momentul când se desfășoară, să vadă pe viu ce se întâmplă, sau să transmiteți în direct, dar n-aveți cum... ceea ce fac, că ei niciodată nu o să recunoască, domnule, nu votăm proiectul ăsta pentru că n-am eu chef. Ce o să spun cu totul altceva? Ah, nu, că cine știe ce jmecherie avea primărița cu nu știu ce firmă de construcții, că așa se spun. Da, că are ceva cu cineva. Tocmai asta e, că sunt omul care a adus transparența în această localitate și mi se pare că tocmai asta deranjează Consiliul Local. Faptul că ședințele au devenit publice, ei nu erau obișnuiți cu așa ceva, să vină oamenii din localitate și să strige la tine, dar de ce nu votezi, dar de ce nu vrei să facem? Asta a deranjat foarte mult. E normal, trebuie să avem transparență și trebuie ca cetățenii să știe clar despre ce este vorba. Și mai ales când avem un proiect pe strada respectivă. Da. Trebuie să fie prezent, să-și susțină proiectul după strada respectivă. Da. Sigur că, da, transparența a fost primul lucru pe care l-am implementat în această primărie. Este interesant ce spune și chiar iar să rămân surprinsă, pentru că acești consilieri ai primăriei Ștefănești sunt inconștienți și să voteze împotriva lor, a confortului lor până la urmă. Da. Și este aiurea ce se întâmplă. Din păcate, nu sunteți singura localitate unde se întâmplă lucruri din astea, dar nu este ok deloc. Sub nicio formă. Nu. Și iar rămân surprinsă, pentru că știu că dumneavoastră ați făcut niște demersuri și către autoritățile județene și ați arătat ceea ce se întâmplă. Dar nu s-a luat nicio... Scrisoarea deschisă, și scris, da, și da, tuturor. Am văzut scrisoarea. Le-am adus la cunoștință și le-am arătat și se petrece cu adevărat. Și am cerut sprijinul să fiu ajutată. Și? Însă ajutorul a fost excluderea din partid. Asta e. Deci, din păcate, sub această... Eu consider că partidul nu este decât o umbrelă sub care se strâng un grup de oameni care își urmăresc niște interese de grup sau personale. Exact, exact. Pentru că atât cât am strigat și tu mi-ai auzit strigătul și nu m-ai ajutat, ba din potrivă, ai considerat că să vă sancționeze. Nefiind vulnerabilă,
nu este bun de primar și trebuie să-l sancționăm. Să iasă din partid, că nu e ce trebuie. Da. Da. Acestea sunt partidele, din păcate, și, și repet și le spun din nou oamenilor. Să nu mai voteze liste, să voteze oameni. Să se uită, să se uite bine cine este pe lista respectivă și să voteze omul care este acolo. Dacă este vulnerabil, să-și dea seama că nu este bine. Dacă este un om care a adus plus valoare localității sau societății în general, prin ceea ce a făcut în viață, da, merită să fie votat. Cum ar că unii nu sunt dintre votanți, nu sunt conștienți de acest lucru, pentru că s-au obișnuit să li se dicteze anumite chestii. Și știm foarte bine, dacă îi spune nu, și le obligă, măi, nu-ți mai dau nu știu ce ajutor social, sau nu-ți mai dăm, sau te ștergem, sau dăm, sunt niște șantaje din astea politice, eu știu, sentimentale, de tot felul, care au fost aruncate pe piață, cu ghilimele de rigoare, de la Revoluție încoace. Și oamenii, mulți, fie nu sunt conștienți, fie sunt conștienți, dar să nu voteze în detrimentul celor care i-au impus aceste lucruri, nu voteze. Da, probabil așa au fost șantajați tot timpul, dar tot timpul. Să respectă o lege. Nu poți să-i șantajezi cu ce? Cu ce să-i șantajezi pe oameni? Dacă eu se încadrează în legea aia, n-are cum niciodată să-i se ia dreptul respectiv. Vedeți dumneavoastră, nici nu prea știu că au drepturi. Oamenii ăștia nu știu. Nu sunt informații, se nu lasă manipulații. Manipulații, da. Din păcate, din păcate. Ar trebui să se informeze mai mult. Poate că nici nu există interes să se informeze. S-au obișnuit să meargă așa în virtutea inerției și cu asta basta. Și ne plângem și se plâng majoritatea de se felul plâng. Cum circulă prin localitatea lor, felul că n-au apă, n-au canalizare, n-au multe lucruri din astea pe care... N-au apă, n-au canalizare, dar votez în continuare aceleași persoane. Da, da, exact, păi, exact asta cum? Se întâmplă. Și mă las manipulat de minciunile lor în continuare. Da, 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 da. Asta e. Și după aceea stric de ce nu am. Dar e o complicitate. Este, bineînțeles că este, este o complicitate. Dar au fost mereu complici. Păi sunt 30 de ani, asta discutam, se discute și se vorbește foarte clar. De 30 de ani nu s-a construit nimic important în România. Ce s-ar fi întâmplat dacă pe vremea trecută, nu, că nu vreau să fac apologia comunismului, nu s-ar fi construit autostrăzi, hidrocentrale, eu știu, firme, societăți, întreprinderi. Nu suntem capabili să le întreținem. Nu, nu, să nu, nu, se, da, nu se construim poate. Atât de greu. Politicul este de vină. Politicul, sunt convins. Clar, oamenii care sunt puși în anumite funcții și care nu-și fac treaba, care nu lucrează pentru oameni, lucrează pentru interesul personal. Și vedeți care sunt rezultatele. Se vede. Nu autostrăzi, nu infrastructură, nu gaze într-un oraș și așa mai departe. Din păcate. Din păcate ne pleacă tinerii din țară, au plecat foarte mult, care ne depopulăm ca asta țară. Asta este foarte grav, pentru că avem nevoie de ei aici. Avem nevoie de, avem nevoie să ne dezvoltăm. Ne pleacă tinerii să dezvolte alte țări. Da, da, și exact. Noi rămânem descoperiți. Ne pleacă tinerii inteligenți, că alte țări nu iau toate gunoaile, toți beții banii, toți... Și nu știu. Numai cei inteligenți, uitați-vă și la cei care merg să muncească. Să muncească efectiv, păi astea mâncar... Adică mă duc și îl spăl pe ăla de acolo, fac curățenie acolo, îl mențin curățenia într-o altă țară când aș putea să o fac la mine acasă. Dar asta România nu are grijă de mine și nu știe ce să-mi ofere. Ba știe ce să-mi ofere, însă nu-mi oferă. Da, exact, știe ce se oferă. Se pot face tot felul de programe. Da, ați fost parlamentar. V-ați confundat și confruntat și dumneavoastră cu o serie de probleme. Îmi spunea cineva, un parlamentar de la Olt, în primul an al meu de mandat, nu mi se păreau lucruri normale ceva, că erau împotriva, să zicem, unei dezvoltări, unei... Și ridicam mâna și spuneam că nu sunt. Și odată mi-a zis că liderul de grup, ți-a intrat soarele în ochi și de asta n-ai văzut, a doua oară, nu știu ce, de a treia oară te excludem. Bănuiesc că și dumneavoastră ați pățit la fel, că dacă știu că sunteți o luptătoare de aici, din poziția asta de primar, așa ați fost și ca parlamentar. Bineînțeles, dar n-am putut să inițiez nimic. Parlamentar egal cartelă de vot. Și când atât. V-ați opus sau n-ați ridicat mâna... Dacă liderul de grup spune asta, da. Asta nu, deci trebuie să mergi pe nu. Nu, adică mă las să votez în funcție de ceea ce îmi dictează conștiința pentru ce am venit aici. Exact.
Nu. Din păcate, repet, partidul este o umbrelă sub care se dezvoltă altceva. Da, știu că ați fost liberală și ați fost exclusă, așa cum a spus și dumneavoastră, din partid, prin niște împrejuri de la PSD. Așa, cum credeți că va gestiona aceste, eu știu, aceste probleme, că sunt foarte multe probleme, actualul guvern? Pentru că, așa cum a spus dumneavoastră, că ați găsit aici primăria cu minus 0, minus, ce minus 0? Minus 20, deci, așa? Nu, tot așa. Dar aș fi luat primăria și localitatea de la 0, am spus, da. De la minus și încă suntem pe minus. Da. Așa se întâmplă și în momentul de față la guvern, cu actualul guvern. Credeți că va putea gestiona, eu știu, cât de cât situația, până se va găsi vreo redresare, se va găsi ceva ca să acopere deficitul ăsta de cadre, de bani, de tot ce... Dacă vor avea resursă umană așa cum trebuie, da. Eu cred că vor depăși orice. Uh-huh. Dar resursa umană este problema. Luați exemplu județul Argeș. Da. Încă nu avem prefect. Da, așa este. Prefect? Că de când, de două luni de zile, da, nu de aveți... De ce nu avem prefect? De ce partidul nu a fost pregătit pentru... De ce nu are oameni să-și pună un prefect? Care este problema? Unde este prefectul? Eu am nevoie de prefect. Da. Este. Eu vorbesc de Comisia Județeană de Fond Funciar în care am nevoie de prefect. Vorbesc de Comisia de Disciplină în care am nevoie. Unde? Unde sunt? Unde este prefectul? Da. Tot așa, din discuția noastră anterioară, am înțeles că în primărie sunt foarte multe probleme, găști și nu știu ce. Aș cerut prefectului anterior un sprijin pentru a vă ajuta în raportul dumneavoastră dintre dumneavoastră și secretar. Da. Și nu ați fost sprijinită. În continuare se întâmplă același lucru, adică... Nu, cred că nu am fost sprijinită. Atâta timp cât Comisia de Disciplină din cadrul prefecturii a sancționat-o cu 5% pe doamna secretar, nu mi se pare... A, deci... Nu, 5%. Problema era destul de gravă. Adică nu ăsta era... La ce, vă referi? La ce vă referiți? Despre ce era vorba? Era vorba despre un drept de preemțiune la o clădire a brătienilor, pe care eu doream să o cumpăr. Uh-huh. Însă, pe primărie, ca primărie, ca administrație locală. Da, bineînțeles. Uh-huh. Ar trebui să cumpărăm tot ce aparține și să avem un patrimoniu extraordinar. Uh-huh. N-ați văzut și noastră exemplu vienezilor, da, care construiesc și clădiri întregi și blocuri întregi care aparțin primăriei. Da, da, da. Noi de ce n-am putea să facem asta? Este atât de simplu, uh-huh, însă nu există voință. Da, nici din partea Consiliului Local au tot amânat, au spus că să se întâlnească, să vadă unde este clădirea. Pentru că voi sunteți consilier de 30 de ani aici și nu știți unde este clădirea? Vă trebuie încă o altă întâlnire să vedeți unde se află clădirea? Asta a fost cea mai mare minciună posibilă și complicitate cu cel care a făcut ca primăria să nu cumpere clădirea asta. Da. Și până la urmă, care era în spatele? Păi... Tot interese de ce? Interes, cine? Ale interese cui? De grup. Tot, da, interese de grup. Și de ce, n-ar, da, de ce n-ar fi vrut? Cine ar vrea să dețină acea clădire a Brătinului? Este proprietate privată. Privată, da. Da. Nu, mm-hmm, mai contează. Da, da, da. Proprietar, problema, mm-hmm, era atunci. Da. Da. Pentru că eu mi-am dorit foarte mult numele cetățenilor să, da, avem aceste clădiri, să ne aparțină un simbol, nouă. Da, era sigur un simbol, da, al localității. De ce să le cumpere cine? Privații, să le lase în paragină? Da. Că uitați câte clădiri care sunt monumente istorice, sunt în paragină. Și le-am tot trimis adrese și le-am spus, domnilor, luați măsuri. Este păcat, sunt niște simboluri, sunt niște clădiri extraordinare, frumoase, sunt monumente. Există fonduri europene pentru asta. Accesați-le și rezolvați problema. Da. E păcat, da, suntem o localitate extraordinar de frumoasă. Deci avem numai beneficii din punct de vedere economic, din punct de vedere geografic, din punct de vedere istoric, cultural. Da. Avem tot. Da. Numai conștiință nu prea nu mai avem. Nu avem conștiință. Da. Nu, da, avem oameni și care voință, să aibă conștiință și să voteze ceea ce trebuie pentru localitate. Da. Se apropie alegerile locale. Se apropie, sunt câteva luni, 4-5 luni. Uite, acum vin. Să vedem ce spune guvernul, da. Da. Când o să, da, aibă loc până, da, la urmă. Până, în, da, mai sau în iunie? Deocamdată nu se știe, dar veți candida din nou? Bineînțeles.
nu-i păcat de munca mea de aici, de toată... De toate proiectele care zac aici încă nerealizate. Vă gândiți la o reorganizare a aparatului administrativ, cel care trebuie să vă ajute să mergeți, să faceți treabă? Că aparatul administrativ... Sigur că da, dar deja am cerut reorganizare, deja am cerut foarte multe consilii locale, însă nici asta nu mi-au votat. Da. Deci consiliul local până la urmă este capul răutăților. Capul răutăților, bineînțeles. Da. Nu-și votează nici propriul patrimoniu. Despre ce vorbim? Propriul patrimoniu! E extraordinar, da, nu vine să cred. Deci oameni inconștienți. Da. Eu sper ca cetățenii să nu fie la fel de aici. Sunt conștientizeze. Da, sunt convinsă că cetățenii nu sunt... Să le dea o sancțiune, o lecție acum în 2020. Lecția pe care au meritat-o de 30 de ani. Exact. Și cu care deja s-a început de anul trecut, având în vedere că au început sancțiunile și într-o parte și în alta. Sperăm să... Da. să se schimbe. Da, sperăm. Că ne dorim din tot sufletul, nu numai la nivel local, dar și la nivel național. Uitați-vă ce se întâmplă la nivel mondial. Da. Problemele se accentuează, exact. Grave. Exact. Hai vorbim să ne de Marea Britanie. Noi aici, la noi, Franța. Localitate, unde avem potențial. Ce treabă avem cu ceilalți? Hai să le facem aici, ale noastre, să fie bine pentru noi. Da. Bun, așa trebuie făcut. Și vă urăm succes. Și să le dea super. Și, se spune într-o o vorbă românească, că să-i dea românului mintea de pe urmă, așa și tuturor celor care vor vota la alegerile locale de anul acesta. Și eu sper să fie la fel. Mulțumesc frumos și la revedere! La revedere!